Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face răcituri. Le mai cunoaștem sub denumirea de piftie sau cotoroage, așa cum li se spune la mine în Banat. Aceasta nu este o rețetă tocmai rapidă, dar cu siguranță merită făcută. Eu vă voi arăta cum o fac eu cu mama prin fierbere îndelungată, fără să folosim gelatină. Eu nu pun nici măcar legume, așa cum am văzut în alte rețete, pentru că îmi plac exact așa cum îmi amintesc din copilărie. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de jumătate de cap de porc, 4-5 picioare de porc, un râs de porc tăiat pe jumătate, 2-3 urechi de porc, 2 kg de sare grunjoasă și 4-5 căpățâni de usturoi. Vom începe prin a pune la sărat carnea. Pe fundul unei cratițe mai mari punem un strat de sare. Luăm pe rând câte o bucată de carne și o sărăm foarte bine. Important este ca toate părțile să fie bine acoperite în sare, iar pentru a face asta frecăm fiecare bucată de carne în mâini. Începem cu picioarele, apoi capul, râtul și urechile. Acoperim totul în sare. Lăsăm carnea la sărat o săptămână într-un loc răcoros. După o săptămână, scoatem carnea din sare și o spălăm într-un bol cu apă rece. Apoi o punem într-o oală mai mare plină cu apă, unde o lăsăm la desărat de dimineața până seara. Seara schimbăm apa și o mai punem încă o dată la desărat până dimineața. Dimineața scoatem carnea de la desărat. Într-o oală de 20 de litri umplută pe jumătate cu apă punem carnea și căței de usturoi. Completăm cu apă până aproape de a umple oala. Punem răciturile la fiert, iar din momentul în care încep să fiarbă, le ținem pe foc aproximativ 4-5 ore sau până când lichidul scade la jumătate. În acest fel, răciturile se vor întări foarte bine fără să mai avem nevoie de a pune gelatină, iar carnea se va desprinde de pe os. Când răciturile s-au terminate de fiert, scoatem carnea și usturoiul din apă. Lăsăm puțin carnea la răcit cât să nu ne ardem la mâini, apoi o desprindem de pe os. Fiindcă au fiert atât de mult, oasele se desprind foarte ușor de carne. În boluri mai mici aranjăm bucăți de carne. Punem atât carne de la cap, cât și urechi, râs și picioare.
Cu un polonic luăm grăsimea de la suprafața apei. Punem lichidul obținut prin fierbere în fiecare bol peste carne aranjată. Pentru a adăuga puțină culoare, presărăm deasupra boia de ardei dulce. Lăsăm răciturile să stea peste noapte la loc răcoros. Priviți cum arată a doua zi. Putem întoarce bolul invers, iar răciturile nu cad. Arată absolut minunat, iar gustul este magnific. Îmi amintește de copilărie. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!